Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitatul meu de astăzi este domnul dr. Gheorghe Iovănescu, șeful clinicii ORL din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Sărătă. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Domnule Iovănescu, infecțiile otice sunt afecțiuni a căror incidență este strâns legată de epidemiile de viroze respiratorii. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele simptome care ne pot trimite cu gândul la o astfel de infecție. Deci, pe lângă contextul inflamator, infecțios al bolii de bază, apar elementele specifice ale suferinței otice, ale suferinței auriculare, respectiv durerea, care este principalul semnal și determină pacientul să se prezinte la medic, scăderea de auz, eventual zgomote în urechi, dar durerea este principalul motiv, sau otorea, acea curgere de la nivelul de secreție purulentă de la nivelul urechii. Într-adevăr, marea majoritate vorbim despre otitele acute, de data aceasta, specific, apar în perioadele de puseu virotic, respectiv toamna-primăvara, perioada de iarnă, cum a fost anul acesta, o iarnă mai friguroasă. Legătura este foarte strânsă cu afectarea nasului și afectarea faringelui, având în vedere că acea cale de aerisire și de funcționalitate normală a urechii este asigurată de trompa lui Eustachiu. Și atunci orice inflamații care se petrec în vecinătatea deschiderii faringene a trompei lui Eustachiu, în final duc la otită. Dacă vorbim de otitele acute, vă spuneam că principalul semnal este durerea. Nu avem numai otite acute. Avem și otite cronice, otite care evoluează fără să aibă o simptomatologie zgomotoasă și alarmantă pentru pacient. Inclusiv otitele acute, o anumită proporție, se pot vindeca spontan. Și primul simptom care dispare este și cel alarmant, respectiv durerea. Și atunci există această mentalitate sau concepție sau părere a pacientului că odată cu dispariția durerii s-a vindecat și otita. De multe ori nu este așa și otita se transformă acută, se transformă într-o formă cronică de otită care evoluează silențios, ani de zile, dar poate să dea complicații redutabile. Otitele acestea care apar în perioadele de nu neapărat de epidemie, dar în perioadele acestea cu număr crescut de afecțiuni respiratorii ale căilor superioare, pun probleme deosebite la copii și pun probleme deosebite la pacienții cu alte afecțiuni. Pentru că aici avem un echilibru natural între puterea de apărare a organismului și agresivitatea microbiană. În momentul în care acest echilibru se dezechilibrează în favoarea fie unei agresiuni virotice sau microbiene mai puternice sau un teren tarat, atunci normal că afectarea este mai puternică. Și din păcate de multe ori se poate ajunge la complicații, care pot să fie complicații redutabile, chiar să pună viața în pericol a pacientului. Da, am înțeles. Care sunt factorii favorizanți pentru apariția acestor infecții otice?
Deci, în primul rând, dacă vorbim de otita acută, deci otita în context virotic microbial, este clar, este vorba de viroză, este vorba de gripă, de bolile infectocontagioase care pot să producă. Deci, în general, orice afectare a nasului sau a faringelui poate să ducă la apariția și dezvoltarea unei otite. Apoi pot să fie, tot ca și factori favorizați, poate să fie poluarea, poate să fie alergia, pot să fie la copii malformații care să împiedice o bună funcționare a respirației și o afectare a mucoasei nazale, sau putem ajunge să discutăm chiar despre formațiuni tumorale de vecinătate care pot să nu neapărat să evolueze ca și o otită acută, dar într-un anumit moment pot să dea manifestările unei otite acute. Manifestări, dar nu neapărat să fie otită acută. Respectiv acea otalgie, acea durere care o acuză pacientul în momentul în care vine la noi. Apoi mai intervine alergia, care este iarăși o cauză favorizantă, dar aici, pentru afecțiunile cronice, nu neapărat infecțioase, ale urechii, poluarea este iarăși un factor care trebuie luat în considerare. Și bineînțeles, pentru profesioniști, expunerea la frig, la praf, la umezeală, iarăși sunt factori favorizanți. Da. Vorbiți-ne, vă rog, despre investigațiile care stabilesc cu precizie diagnosticul, dar și stadiul afecțiunii. Ca orice modalitate de stabilire a unui diagnostic, trebuie urmăriți niște pași. Normal, începe cu o anamneză, când aflăm, de fapt, pentru ce se prezintă medicul la noi, după care urmează examenul ORL, da, pe care îl practicăm noi, nu numai cu examinarea urechii, ci examinarea întregii regiuni. De ce vreau să specific că trebuie făcut un examen clinic ORL complet? Pentru că discutam mai înainte, vă spuneam, de formațiunile tumorale. Sunt formațiuni tumorale cu localizare la nivelul rinofaringelui, deci în spatele nasului, la nivelul faringelui, la nivelul amigdalelor, sau chiar mai jos, la nivelul hipofaringelui, înspre laringe, care pot să debuteze cu otalgie, adică cu durere la nivelul urechii. În contextul acesta, urechea nu are niciun fel de modificări la examinare. Și în momentul în care examinăm un pacient care se plânge de durere la nivelul urechilor, se plânge de otalgie, dar clinic nu are nimic, atunci trebuie să mergem mai departe cu investigațiile. Dar, după examenul clinic ORL, trebuie să examinăm foarte bine urechea, fie examinare simplă, fie examinare cu otoscopul, deci când avem posibilitatea de a vedea mărit conductul auditiv extern și respectiv timpanul, sau examinarea cea mai bună este examinarea microscopică. Întreg examenul poate să fie completat de un examen endoscopic, și specific trebuie practicată testarea auzului, pentru că marea majoritate se prezintă cu scădere de auz de diferite grade și din diverse cauze. Și trebuie să stabilim ce fel de hipoacuzie este, care este gradul hipoacuziei și ce trebuie să facem în continuare. Inclusiv tulburările de echilibru care pot să apară în contextul unei viroze, a unei nevrite vestibulare, trebuie investigat prin investigații specifice. Și, în ultimă instanță, apelăm și la metodele imagistice, mai ales când avem de-a face cu complicații, pentru că atunci trebuie să vedem exact ce se întâmplă, ce complicație este, unde este localizată și care este extensia. Da.
Am înțeles. Vă rog să ne vorbiți acum și despre tratamentul simptomatic care se administrează în caz de durere și febră. Bun, deci, în primul rând trebuie să stabilim că este vorba despre o otită medie acută. În evoluție, aceasta are mai multe stadii. Și în funcție de stadiu este indicat să dăm și antibiotic. Există această tendință la automedicație sau la indicații mai nou de pe internet, când omul se documentează, dar este important să administrăm și medicația adecvată acestei etape. Adică vorbim într-o primă fază de o congestie, deci mă refer strict la otitele medii acute, acum care sunt cele mai frecvente. Este un stadiu congestiv, este stadiu inițial, când numai timpanul este congestionat, când nu avem de-a face cu puroi în căsuța timpanului, nu avem de-a face cu niciun fel de secreție la nivelul căsuței timpanului, avem o durere surdă și foarte intensă. Este normal ca să intervenim în această fază fără antibiotic, pentru că nu avem nevoie de antibiotic. Se intervine normal cu antalgice, pentru că pe om îl interesează să nu mai aibă durere așa de intensă, dacă se poate să nu mai fie deloc, este minunat, dar din păcate nu se poate. Să nu mai doară așa de tare urechea și noi spunem întotdeauna administrăm descongestionante nazale și de multe ori pacientul se uită cu suspiciune la noi, pentru că mie îmi trebuie picături pentru ureche, nu trebuie picături pentru nas. Este indicația pe care o facem noi, este în contextul mecanismului fiziopatologic de apariție a bolii. Vă povesteam înainte de trompa lui Eustachio, aceea trebuie să fie funcțională, să asigure aerisirea căsuței timpanului. În momentul în care ea este nefuncțională, este obstruată de inflamație în speță, căsuța timpanului nu se mai aerisește corespunzător. Și atunci închidem, ca la o cameră cu o singură ușă și fără ferestre, închidem singura cale de acces, de aerisire, de ieșire, cum vreți noastră, și transformăm căsuța timpanului într-o cavitate închisă, care are secreții din inofaringe, o floră microbiană există, se spune că este steril, dar este mai puțin adevărat, există o floră microbiană, și ulterior această secreție se transformă în puroi. Deci, în această fază, antalgicele pentru calmarea durerii, cu picăturile pentru nas, sunt suficiente. În momentul în care a apărut puroiul, timpanul schimbă aspectul, noi știm că este vorba despre o otită medie supurată deja, dar este în faza preperforativă. În încăperea respectivă se tot strânge puroi sub tensiune, tensiunea este mare, durerea este foarte intensă, îl și sperie, îl și agită, îl și determină pe pacient să se prezinte la noi pentru consult. Durerea este foarte intensă. Ei, în momentul acesta, noi trebuie să intervenim cu antibiotic pe lângă antalgic și acele descongestionante nazale. Există două posibilități aici. Dacă tensiunea nu este foarte mare la nivelul timpanului, așteptăm să vedem ce se întâmplă sub tratamentul antibiotic, antiinflamator și descongestionant. Dacă vorbim de copii care au o evoluție imprevizibilă, atunci recomandăm timpanotomia, adică practicăm o incizie la nivelul membranei timpanice și asigurăm drenajul purului din căsuța timpanului. Efectul este spectaculos, durerea dispare aproape imediat după ce tensiunea aceea din căsuța timpanului a dispărut. Se poate întâmpla acest lucru și spontan. Într-o zonă de minimă rezistență a timpanului, presiunea puroiului din căsuța timpanului sparge timpanul, ca să ne exprimăm mai puțin academic, da? Și atunci se elimină puroiul. Scade durerea, este o fază înșelătoare. Deja
otita a trecut în faza perforativă. Este o fază înșelătoare pentru că nu mai doare. Și atunci pacientul nu se mai prezintă, nu-și mai ia medicația și spune că este tot în regulă. Nu este în regulă pentru că acea perforație se produce la un nivel aleator. Noi când practicăm timpanotomia, când deschidem timpanul, deschiderea se face în zona cea mai declivă a căsuței timpanului pentru a asigura drenajul secrețiilor. Ori, în cadrul unei perforații spontane, se poate produce la un nivel înalt și nu asigură drenajul corespunzător. Și atunci, în loc să urmeze procesul de vindecare, procesul natural, urmează cronicizarea afecțiunii, cu evoluția de durată ani de zile, fără niciun fel de probleme. Este faza înșelătoare. Pentru că așa se întâmplă, de fapt, în cadrul evoluției unei otite. După tratament, în primele zile dispare durerea. Este acompaniată și de tulburările de auz. Tulburările de auz își revin după dispar după 2 săptămâni, câteodată după 3 săptămâni. Dar acel element alarmant, durerea, dispare mai repede. Câteodată este bine, pentru că pacientul se liniștește, dar, de multe ori, din punct de vedere evolutiv, nu este corespunzător. Da, am înțeles. Ce facem însă cu acei pacienți care refuză să ia tratamentul antibiotic, deoarece îl consideră dăunător și apelează doar la analgezice? Care sunt riscurile în ceea ce privește evoluția bolii în acest caz? Bun, avem de-a face cu două alternative, să zic, două extreme, nu alternative, două extreme. Deci avem pe mijloc pacientul disciplinat care ne urmează sfaturile și avem pacienții care își mai potențează tratamentul pentru că li se pare că nu este suficient ce le-am dat noi sau ce le-am indicat sau consideră că nu este bun tratamentul pe care l-am indicat. Mă rog, este părerea lor. Sau sunt pacienții aceia refractari care refuză anumite medicamente din cauza, unor efecte secundare sau unei mentalități că acel medicament nu este bun. Eu cred că acea relație de încredere între medic și pacient trebuie respectată la modul reciproc, în sensul că noi avem încredere în ce ne spune pacientul și pacientul trebuie să aibă încredere în ce ne spunem noi. Altfel apare o mare problemă. Cine își asumă responsabilitatea pentru o evoluție nefavorabilă? Noi am indicat corespunzător tratamentul, pacientul nu-l urmează. Este responsabilitatea dânsului, din păcate. Da. Deci chiar vreau să vă întreb, de ce credeți că oamenii au devenit atât de reticenți în a urma tratamentele instituite de medici și mulți dintre ei apelează și caută verdicte pe internet atunci când au anumite semne de boală? Și tot acolo încearcă să găsească și soluții și terapii pentru problemele lor de sănătate. Bun, aici poate ajungem într-o zonă așa mai filozofică a medicinei. Există folclor foarte mult, există tendința omului spre spectaculos și atunci sunt foarte gustate aceste știri, aceste informații despre catastrofe medicale, despre nereușite. Mult mai puțin sunt popularizate sau interesează reușitele medicale. Informația, cel puțin medicală, aici sunt în domeniu, informația medicală, ca de altfel toată informația, trebuie filtrată. Revin la acea încredere între medic și pacient sau între pacient și medic. În momentul în care este zdruncinată această relație, pacientul încearcă să rezolve o problemă singur. Este, din punctul meu de vedere, presupunând că
medicul știe ce face și nu mă îndoiesc de acest lucru. Această relație este zdruncinată și pacientul are tendința să dea sfaturi sau să-și exprime opinii care de cele mai multe ori, sunt incompatibile cu noțiunea de boală, cu ceea ce înseamnă boala, cu ceea ce înseamnă tratamentul. Eu știu că există posibilitatea ca o serie de afecțiuni să vindece spontan. Nu neg acest lucru. Inclusiv dintre otite, o parte se pot vindeca spontan, pentru că virulența nu este așa de mare și rezistența organismului este la cote ridicate și atunci se produce vindecarea spontană. Dar nerespectarea acestor indicații de cele mai multe ori duce ori la agravarea bolii, ori la anumite complicații și apar câteodată regrete că nu am urmat tratamentul. Dar de asta vă spun, este foarte greu pentru om să facă o filtrare a informației corecte de pe net. Pentru că mai ales consultă pacienții acele forumuri. Aici este problema, pentru că acolo unde este informația brută, medicală, nu are răbdarea sau nu are experiența necesară sau capacitatea de înțelegere a limbajului specific medical. Și atunci, marea majoritate recurg la forumuri. Și aici este libertatea fiecăruia de a, eu știu, a discuta despre medic, despre tratament, despre efecte secundare, despre întâmplări, pentru că, în ultima instanță, medicina este o analiză statistică, nu este matematică pură. Toate simptomele care sunt pentru o boală se le întâlnim la toți pacienții. Se întâlnesc mai frecvent sau da, sunt principalele, dar asta nu înseamnă că este obligatoriu. Dacă nu a avut simptomul respectiv, înseamnă că nu are boala respectivă. Și probabil mulți dintre pacienți realizează prea târziu că o astfel de afecțiune se manifestă diferit pe fiecare persoană în parte. Categoric. Categoric. Evoluția bolii depinde și de statusul pacientului. E normal că la un pacient tarat, la un pacient cu imunitate mai scăzută, cu un sistem din acesta de apărare mai scăzut, evoluția bolii să fie altcumva decât la un pacient care este în niște condiții fizice mult mai bune. Nu este obligatoriu, în schimb, acest lucru. Dar este o problemă. Este o problemă cu care ne confruntăm și noi. Acum, domeniul meu de activitate este mai mult în sfera orele pediatriei. Și credeți-mă că este puțin relaxant. Copiii, în general, nu mint și mai ales copiii mai mici, în general, nu mint și chiar dacă plâng, în ultima instanță, acceptă ceea ce indicăm noi. În schimb, erau situații și colegii mei care lucrează în patologia adultului știu foarte bine ce spun. Erau foarte multe situații când se prezenta un pacient cu o banală răgușală, o disfonie. Pentru noi este o regulă foarte strictă. Orice răgușeală care durează mai mult, de 2, maxim 3 săptămâni, nu provine de la o simplă laringită. Acolo este ceva care trebuie investigat. Și acel ceva poate să fie de la o chestie simplă, într-adevăr, o inflamație, până la tumori. Când zicem de tumori, aici putem să ne referim la, să zic, situația fericită când există un cancer de coardă vocală și care debutează prin disfonie, dar prognosticul pentru această localizare a cancerului laringean este foarte bun dacă este depistat în stadiu inițial. Vorbim de patologie neoplasică, unde rata de vindecare sau de supraviețuire, de supraviețuire la 5 ani, este peste 90%, ceea ce este
extraordinar pentru patologia canceroasă, pentru patologia neoplazică. Sau poate să fie dimpotrivă o disfonie apărută de la o tumoră cu altă localizare care ajunge să invadeze coarda vocală și să dea disfonie. Vorbind de o tumoră în stadiu incipient vis-a-vis de o tumoră în stadiu avansat. Și singurul lucru care l-a deranjat a fost acea disfonie. Poate puțină odinofagie, adică durere la înghițire sau durere mai, sau greutate la înghițire, dar care nu sunt așa de dezgomotoase ca să-l determine pe pacient să se prezinte la medic. Și există această posibilitate ca un pacient cu o tumoră din aceasta mare să se prezinte pentru consult la orelist. Și îi se recomandă intervenția chirurgicală și îi se recomandă o intervenție chirurgicală radicală, asta însemnând laringectomie totală. În traducere liberă înseamnă laringele este exclus, trahea este adusă la piele, acel pacient are complet separate căile aeriene și căile digestive și este un pacient care fiziologic nu mai poate să vorbească. Poate că elemente ajutătoare să vorbească. Ei, această perspectivă îi sperie pe foarte mulți pacienți și mulți au refuzat intervenția, au refuzat orice fel de manevre sau orice fel de investigație pentru că a zis că el nu vrea să rămână fără voce, să rămână cu canulă. Ei, de multe ori, acești pacienți se prezintă cu fenomene de insuficiență respiratorie, nu mai pot să respire, este o senzație penibilă, probabil că este una dintre senzațiile cele mai care determină pe pacient să se prezinte la medic indiferent de ceea ce îi se propune și atunci sunt dispus să accepte orice tratament, numai se poate respira. Există posibilitatea ca să se poată face interveni chirurgical, să se încerce rezolvarea afecțiunii, dar de multe ori din păcate, se poate practica numai traheotomie, pacientul respiră, dar este chestiune de timp până apare exitusul. E, în stadiul acela sunt dispus să accepte orice. Și din păcate, nu se poate. Și vin cu regretele tardive, că mai bine vă ascultam, că de ce nu am ascultat, dar știți că s-a mai întâmplat și la un vecin a fost așa și până la urmă s-a dovedit să nu fie. V-am spus, nu neg că pot să existe greșeli medicale. În orice domeniu se poate greși fără niciun fel de probleme, dar nu vorbim de greșelile flagrante. Da, vorbim de activitatea de zi cu zi, unde există și posibilitatea de a mai cere o părere, ori noi colegial ne cerem o părere, ori pacientul are dreptul la o altă opinie, solicită o altă examinare, deci niciun fel de problemă. Da. Și acum, pe final, aș vrea să ne mai vorbiți pe scurt despre alte complicații care pot apărea în cazul acestor otite infecțioase. Se poate ajunge până la pierderea auzului? Pierderea auzului, din punct de vedere funcțional, n-ar fi tragedia cea mai mare. Pentru că nu pune probleme vitale. Și din fericire și această pierdere a auzului poate să fie rezolvată la un moment dat pentru că a apărut implantul cohlear care poate să rezolve o surditate apărută în urma unei meningite din cauza unei afectări otice. Problemele care se pun sunt probleme vitale, din păcate, pentru că gândiți-vă că urechea este așezată la baza craniului, că între ureche și baza craniului există o foiță foarte subțire de os, într-adevăr este os, dar este mai puțin rezistentă, nu vorbim de femur, vorbim de o lamă subțire. Infecția se poate extinde spre cutia craniană și să dea complicații redutabile, meningite, abcese cerebrale, tromboze, abcese cerebeloase, care pot să pună viața pacientului în pericol. Se poate muri din această cauză fără niciun fel de probleme. Sunt
tot la nivelul urechii medii se găsește nervul facial, care poate să fie implicat și el într-un proces din acesta și să aibă de suferit, poate tranzitoriu, poate definitiv, și pacientul respectiv să rămână cu o paralizie de nerv facial. Deci, noi încercăm să graduăm aceste complicații, dar oricare dintre ele pe noi ne sperie, pentru că știm ce înseamnă și ne sperie acele complicații cu potențial letal și hai să zic că suntem puțin mai relaxați, pentru că, v-am spus, există modalități când vorbim de aspectul funcțional al problemei. Da, am înțeles. Domnule Iovănescu, vă mulțumim frumos pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cu multă plăcere. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!